regăsit la un nou Vlogmas. Țin să vă anunț încă de pe acum că va fi un alt Vlogmas cu multe, multe emoții. Îmi cer scuze în avans pentru ele, mă cunoașteți deja, știți că sunt super, super emotivă și spun asta pentru că a fost un clip cu emoții, acela cu Secret Santa, în care am primit cadoul de la Milana. Astăzi am lângă mine un alt cadou și este tot așa de la o persoană foarte, foarte dragă mie. Este foarte greu coletul, abia aștept să descoperim împreună ce se află aici. Este vorba despre deja arhicunoscutul Beauty Swap, pe care îl organizez anual alături de Sandra Niculaescu, care bănuiesc că ați aflat deja că a revenit pe YouTube. Mă podidez deja emoțiile pentru că Sandra este o persoană foarte, foarte dragă mie. Mi-a fost alături la un eveniment foarte important în viața mea, așa cum și eu i-am fost ei alături la botezul micuțului Fabian, un copil superb cu ochi de înger și care până la urmă ne-a adus pe toate noi fetele împreună în acest grup deja vestit al nebunaticelor. Încerc să respir. Am aici coletul lângă mine, să știți că a sosit de ceva timp, dar și-a așteptat cu mințel rândul. Astăzi când filmez, este noapte, este târziu, am avut o zi nu tocmai ușoară și din acest motiv o să consider acest cadou ca o răsplată sau ca o bucurie pe ziua de astăzi, pe lângă toate momentele care au fost în cursul ei. Nu o să mai lungesc foarte mult introducerea, am cumva tendința să o lungesc pentru că știu că o să vină multe emoții, dar gata, trecem la treabă, mă montez și demontez pachetul, dacă vreți. Sandra l-a ambalat foarte, foarte frumos și să știți că de această cutie m-am folosit, era să mă tai din nou, m-am folosit și la ședința foto. Hai să desfacem, sunt foarte, foarte curioasă. Să știți că, stați că uit să vă zic chestiile importante, mă iau cu emoțiile și uit, să știți că veți găsi canalul Sandrei în descriere, pentru că, așa cum spuneam la început, este un beauty swap. Asta înseamnă că ea mi-a trimis mie un colet, eu i-am trimis ei un colet, bugetul rămânând același, 100 de euro. Și ne-am făcut cadou reciproc. Eu i-am trimis ei niște produse de beauty care am considerat eu că merită să fie încercate și ea mi-a trimis la rândul ei la fel. Așa că sunt foarte curioasă să văd la ceea ce s-a gândit și cred că mai bine dau eu folia jos și ne vedem direct cu pachetul desfăcut. Am reușit să desfac coletul, nu m-am uitat, dar am văzut ceva care mi-a pus instantaneu zâmbetul pe buze. Hai să vi-l arăt și vouă mai întâi și cred că vă dați seama ce mi-a pus zâmbetul pe buze. Este vorba despre bomboane de la Cadbury, doamne, ador acest brand, sper că vi le arăt bine. Ah, și sunt moșuleți, sunt de fapt oameni de zăpadă, nu moșuleți, care au așa o umplutură foarte interesantă în interior, îmi plouă în gură. Mulțumesc tare, tare mult! Să știți că Sandra a postat tot astăzi clipul, așa că dacă sunteți curioase să vedeți ce am trimis eu, mergeți pe linkul din descriere și o să vedeți cadoul de la mine pentru ea și chiar îl consider un cadou acesta ca un prim cadou de Crăciun. Pentru că v-am zis, mi-este tare, tare dragă Sandra și deja văd aici felicitarea. Hai să vedem. Doamne, cât este de frumoasă, este așa într-un plic auriu. Nu o să-l apropii foarte mult pentru că am și ring light-ul aprins fiind noapte. Dar important este ce se află în interior și trecând și de felicitare, cele mai importante sunt cuvintele așternute. Vai, cât, vai, nu pot să cred. Deci eu jur că felicitare mai frumoasă de atât nu am văzut în viața mea. Nu știu de unde a luat-o, dar este absolut superbă. Și cu toată rușinea vă spun că eu am uitat să-i pun felicitare, i-am așternut așa gândurile mele pe o simplă coală de hârtie și acum când văd felicitarea asta mă simt tare, tare prost. Scrie așa, sending special Christmas wishes to a fabulous friend who's just like a star. Mulțumesc! O, Doamne, voiam să zic, te rog, spune-mi că n-ai scris mult ca să nu-mi dea lacrimile. Are un scris superb. Draga mea Dayan, așa îmi spune mie, Sandra îmi spune Dayan, am ajuns și la al treilea nostru swap și sper să mai facem și alte many more, cu siguranță. Nu vine să cred ce lucruri frumoase ne-a adus YouTube-ul, chiar așa. O prietenie frumoasă, neașteptată și necrezut de adevărat. Te rog să nu plângi. Bravo, mi-ai dat startul. Dar vreau să-ți reamintesc și aici că te iubesc.
și că îți mulțumesc că ai fost alături de mine atunci când nici familia mea nu a fost. Știu că am scris asta și anul trecut, însă nu pot să nu menționez. Îți mulțumesc că mă asculți zilnic și că îmi îndrept gândurile pe calea cea bună. Te rog să rămâi același om minunat toată viața ta. Te rog să ai grijă de tine ca să ai grijă de mine. Știi tu ce am vrut să zic? Hai, nu mai pișa ochii! Și deschide tot ce ți-am luat cu atâta drag și dragoste. XOXO fea! P.S. Merry Christmas! P.P.S. Mesajul de pe prima pagină ți este dedicat în totalitate. P.P.P.S. Love you! Și aici mai am un mesaj care venea odată cu felicitarea. Ai mai... N-aveți idee cât de greu mi-este să mă abțin. I might not always see you, but I know you're always there. Happy Christmas! Aș vrea să mai zic câteva cuvinte, dar nu o să o fac, pentru că le-am așternut ei în scrisoare. Va sta la loc de cinste și ca să depășim așa un pic momentul, hai să trecem totuși la ceea ce mi-a pus aici. Și, revenind, tragem o gură adânc așa de aer. V-am zis, schema cu nasul nu funcționează, dar mă bucur că a pus bilețele pe fiecare pachetel. O să le iau în ordine în care îmi vin la mână, nu știu dacă au numere, cred că nu. Hai să vedem. Așa arată pachetelul. Zic eu că este ceva, un produs pentru corp. Scrie aici, am mers la sigur aici. Știu că îți place. Ai avut, dar n-ai avut din UK. Să fie... Bath & Body Works sau ce să fie din UK, nu știu. Încercam să mă gândesc ce s-ar putea găsi și în UK. O, Doamne, ce m-a emoționat scrisoarea. Felicitarea. Dacă deranjează, să știți că îmi cer scuze, dar asta sunt. Sunt o persoană sensibilă și v-am mai spus asta de-a lungul timpului. Efectiv, nu mă pot abține oricât de mult mi-aș dori să fac acest lucru. Cu toate că... A ne arăta vulnerabilitatea nu cred că ne face să fim slabi. Foarte rar, nu cred, foarte rar. Deci eu trec de la o stare la alta, nu pot să țip foarte tare că doarme cel mic sus. De la René Foarte Rar, un șampon, Doamne Sandra, deci nici nu ai idee cât de mult m-ai nimerit cu acest șampon, pentru că de mult, de foarte mult timp, îmi doresc să ajung la farmacia T și să mai iau un șampon de la ei. Eu am folosit din gama Trifazic, asta este o altă gamă, Forticea, n-am auzit de ea, dar spune aici că este un șampon revitalizant cu uleiuri esențiale pentru toate tipurile de păr și cred că are rolul de a întări, dacă vreți, firul de păr. Și ce mai voiam eu să vă zic, că vă puteți folosi de acest clip, așa cum am văzut că ați observat și în holul de MPCO și Sensei, să luați idei de cadouri. Va veni și acel clip, dar până atunci poate vă mai inspirați de la noi, de ce nu? Pentru că până la urmă este un beauty swap, sunt cadouri multe, vă puteți inspira cu siguranță. Mulțumesc din suflet, nu știi ce bucurie mi-ai făcut, sincer. Bun, nu știu, hai să luăm un produs asemănător, vine tot cam așa ambalat. Știu că ești fana brandului, dar nu știu dacă l-ai testat. Nu am auzit să-l fi testat. Sper să-ți placă XOXO. Orice îmi place. Eu mă mulțumesc cu foarte puține. Crede-mă că dacă mi-ai fi trimis felicitarea asta cu acele cuvinte absolut transmise din suflet, știu că așa au fost. Și Cadbury, eu eram mai mult decât fericită. Tot de la René Foarte Rar. Wow! Un gel de... Nu l-am văzut în viața mea pe acesta la noi. Un gel de duș dintr-o gamă care se numește Soler și este un gel de duș hidratant. Doamne, cât de bine arată! Și cred că are ceva ulei de jojoba. A, scrie aici că este pentru păr și corp, dar pe față scrie doar... Scrie Shower Gel Hair and Body. Știți ideea mea, eu nu o să folosesc un produs pentru corp pe păr, pentru că am senzația că usucă părul, dar Doamne, îți mulțumesc din inimă, îmi place foarte mult acest brand pentru că au produse care pentru mine cel puțin una au funcționat.
Mulțumesc! Aici am luat 2? A, nu, că sunt legate. Ia să vedem. 3? Da, sunt 3. Dar uitați-vă un pic la etichete, hai ca și eu căzut, cât sunt de frumoase. Scrie aici, aceste 3 produse, aș zice să le testezi împreună cu cadoul Mare Auriu. Ok, lăsăm cadoul Mare Auriu la final. Ia să vedem. Deci mi-a pus 3 cadouri într-unul singur. Doamne, Sandra, ești ceva. Sandra, la un moment dat, zicea în glumă, bineînțeles, ne striga așa, fea, ce faci? Dacă știți vorba celebră, dar este efectiv în glumă. De la Number 7, un brand pe care mi-am tot dorit să-l testez și am o mască de la acest brand, o mască de față cu acid hialuronic, dacă nu mă înșel, chiar o urmăritoare mi-a lăsat recent un comentariu în care îmi spunea că abia așteaptă să o testez și da, abia aștept să o testez și eu. Nu se găsește la noi din cunoștințele mele. Știu că se găsea la un moment dat în Sensiblu, dar nu mai știu sigur, oricum nu se găsesc toate produsele. Avem aici o mascara Intense Volume, o mascara neagră. Cred că am zis, sper că am zis mascara, nu mascarea. Așa arată produsul. Hai să vedem ce avem și în următorul pachetel. Nici nu vreau să mă gândesc cât Dumnezeu ai stat să ambalezi toate chichinețele astea, pentru că știu că cel mai greu de ambalat sunt produsele astea micuțe. Ia să vedem. Dar ce-o fi în coletul Mare Auriu? Eu stau să mă întreb. Un fond de ten. Un fond de ten de la Number 7, care are full coverage. Acoperă foarte bine și are un SPF 15. Așa arată produsul. Haideți că avem un fond de ten, avem o mascara. Mă gândesc că am putea să facem un clip de Get Ready With Me, poate așa în ajun de Crăciun, să vă arăt și ținuta pe care am ales-o eu anul acesta de Crăciun. Cred că ar fi o idee bună. Asta, bineînțeles, după ce facem sarmale. Avem nuanța Warm Beige, ar trebui să fie potrivită după cum... Hai să-l desfac totuși, după cum văd eu în sticluță. Îmi găsesc foarte greu cuvintele pentru că m-am emoționat. Beautiful Matte, deci este un fond de ten mat. Abia aștept. Nuanța chiar pare ok. Este și sticluța, ambalajul un pic așa albicioasă și cred eu că mai distorsionează puțin nuanța. Dar, Doamne, că abia aștept să testez. Și mai avem un produs din acest pachet de 3. Ia să vedem. Tot de la... Avem și concealer! Deci, clar, facem noi un make-up. Avem un concealer în nuanța light. Hai să vi-l arăt și pe el. Sunt foarte bine ambalate. Dacă nu avem suficient scotch de la Sandra, avem scotch de la branduri. Ceea ce nu e un lucru rău, doar că întârzie un pic procesul. Luați-vă ceva cald de băut, luați-vă ceva de ronțăit, că avem ceva de stat aici din ceea ce observ eu. Și s-a mai lipit el de ceva, căci de ce nu? Ah, ci că Lift and Luminate Triple Action Serum Concealer. Deci este un concealer și serum în același timp. Trebuie studiată clar problema. Nuanța pare ok, îl desigilez pentru că oricum o să-l folosesc alături de voi. Da, cu siguranță este nuanța perfectă pentru mine. Abia aștept să le testez. Mă bucur că am ocazia să testez produse de make-up de la Number 7. Mai departe. E ceva aici auriu care mi-a atras atenția și care nu cred că are etichetă și dacă deduc eu bine, cred că este o cutie de bomboane. Ia să vedem. Mi-e cam milă de funda asta roșie. Poate reușim să o salvăm într-un fel sau altul. Hai să desfac de aici. Ce bomboane or fi? Uite, eu nu cred că i-am pus ceva dulce, nici nu mai rețin. Hai să vedem, să vedem, să vedem. Par a fi, nu știu de la ce brand, dar par a fi niște trufe, zic eu. Ce-mi plouă în gură. Holy moly macaroli. Sunt bomboane, da? Ce bine arată. Nu-mi dau seama care este brandul, ca să vă zic și vouă. Am văzut ceva, Noisette. Deci gata, nici nu mă mai interesează. Dacă avem Noisette, să știți că sunt preferat. Este aroma mea preferată în ceea ce privește bomboanele. Vă arăt așa, ca să vă faceți o idee. Și uite, ca idee de cadouri, să știți că am văzut pe la mai multe magazine, precum, nu știu, Chocolat, Grace, tot felul de fursecuri așa de Crăciun și aceea poate fi o idee de cadou foarte bună.
Mulțumesc pentru bomboane, dar nu te-ai gândit la silueta mea. Glumesc, evident. Tot așa, un pachetel micuț. Este foarte cunoscut și folosit în UK. Mi-am luat și eu. Oare o fi și la noi, la fel de cunoscut sau doar în UK? Nu cred că e la noi, n-am auzit de brandul acesta care se numește Bioven, cred. Dar nu-mi dau seama încă ce este. A, etichetuță, te-ai dus pe jos. Avem un serum, cred. Da, un serum cu acid hialuronic care hidratează instant. Bioven fiind brandul, Bioven Barcelona. Așa arată produsul. Doamne! Nu, că eu trebuie să-l desfac pe ăsta, dar nu am răbdare. Trebuie, sunt curioasă. Trebuie să vedem, nu? Doar nu trăim cu ambalajele, trăim cu produsele în sine. Sunt curioasă să văd dacă are miros, cum arată, care-i treaba cu el. Ah, hai că am reușit să-l scot. Dar ce dens pare lichidul. Așa arată și produsul și hai să vedem dacă avem vreun miros. Nu are miros, asta e bine. Am auzit de curând că dacă un produs cosmetic are foarte mult parfum în ingredientele de pe lista acestuia, ar putea declanșa diverse reacții alergice la celelalte ingrediente, adică la alea care ar fi benefice. Deci încerc să mă orientez și eu de acum încolo spre cosmetice, mai bine zis, care nu conțin parfum și... Nu pot să ne că îmi place parfumul, dar măcar să fie pe ultimul loc în lista ingredientelor. Sunt super curioasă de acest serum. Mulțumesc tare, tare, tare mult! Mai departe. O, Doamne, câte sunt! Lasă că mai am ceva dulce aici. De la Lindt Crispy Bites. Sunt niște biluțe din acestea. Am recunoscut brandul după acest ursuleț. Este cumva marcă proprie înregistrată, dacă vreți. Foarte, foarte frumos ambalajul. Am văzut în Pandorf, un magazin Lindt, dar n-am luat nimic și uite că, totuși, un pachetel Lindt a ajuns la mine prin intermediul Sandrei. Aici ceva cu o formă foarte ciudată. Ador cașmirul, sper că și tu. Da. Cui nu-i place cașmirul și moliciunea lui. Ai, mă, vai, cât este de drăguță! Cred că va fi perfectă pentru seara de Crăciun. Cupcakes and Cashmere este brandul, mă gândesc, și este așa, arată cam așa, este cu perluțe albe. Aș putea să o pun pe cap, dar nu, că îmi strică freza. O să mă vedeți purtând-o cu siguranță. Mulțumesc. Nu o să stau să mulțumesc la fiecare. Aici e ceva greu și cred că este ceva... O lumânare, da. Crăciun cu fitil. Făcut manual, pictat manual. PS, citește sub capac. Ok. Facem și asta. Mamă, miroase a pin. Zic eu, la prima impresie. Cât este de frumoasă! Sand and Fog. Mi-a mai trimis, cred că de la ea am primit anul trecut o lumânare. Se numește Winter White aceasta. Este făcută cu uleiuri esențiale naturale și Oh Come, Let Us Adore Him. Sunt niște versuri dintr-un colind, dacă mi-aduc eu bine aminte. Citesc și sub capac. Oh, ce bine miroase! Cam atât de mare este. Și miroase. Am simțit imediat de cum am îndepărtat ambalajul. Hai să vedem ce scrie aici. At Sand Plus Fog, we often enjoy using art to add finishing touches to the homes we designed. Deci, probabil să fie acest brand, Sand & Fog, să fie ceva, o companie de design interior, mă gândesc, care la noi se dă cu artificii, că de ce nu? Și își doresc să adauge artă în casele pe care le proiectează. These painted lids allow us to combine our love of art with our passion for candles. Faptul că sunt pictate le permit să combine dragostea pentru artă cu pasiunea pentru lumânări. They are created by artists who have inspired us with their talent. Deci sunt create de artiști care au inspirat brandul acesta prin talentul lor. Whether they are students, nurses or full-time artists, they are helping us make the world a more beautiful place. Indiferent că sunt studenți, infirmiere sau
artiști full-time îi ajută pe cei de la Send Plus Fog să facă lumea un loc mai frumos. Ce cuvinte frumoase! Miroase genial, vă zic. Tați că mi-am urțit și piciorul cu ocazia asta. Mulțumesc tare, tare mult. Știi că ador lumânările. La mine ard în continuu. Un pachetel mai mare de data aceasta și ne scrie aici: Mami și Luca îmbrăcați în pijamale Harry Potter, încălțați cu papucii Harry Potter seara sau dimineața. Harry Potter. Are un scris foarte frumos, Sandra. Deci aici mă gândesc că este ceva legat de Harry Potter, cum altfel. Deja văd ambalajul. Este un joc, nu pot să cred. Este un joc, Trivial Pursuit scrie. Sper că am pronunțat bine, nu știu ce Dumnezeu am zis. A, cu siguranță o să ne jucăm. A, vine cu 600 de întrebări. Foarte tare și mă bucur foarte mult că este în engleză. Astfel mai exersez alături de Luca puțină engleză. Mulțumim tare, tare mult! A, e pentru Luca. Momente de magie în fiecare dimineață. Așa cum te emoționezi tu atunci când primești cadouri pentru Fabi, să știi că la fel mi se întâmplă și mie. Totul pentru copilul meu. Vai, nu cred! Eu sunt convinsă deja că tu ai depășit bugetul. Este o cană cu Hogwarts, bineînțeles. Așa arată. Este ceva absolut imens. Hai să vă arăt așa, poate o vedeți mai bine. Dar de fapt vă arăt live. De ce Dumnezeu vă arăt pe cutie? Nu știu. Vai! Nu te cred. Nu te cred. Vai, cât este de frumoasă. N-am văzut o cană atât de frumoasă cu Harry Potter. Avem aici castelul Hogwarts, aici avem casele și uitați-vă cât de frumos este lucrată și aici avem ceva de metal, toată este metalică în interior, asta înseamnă că va menține cumva temperatura băuturii, superbă, superbă, Luca va fi cu siguranță încântat. Iar mi-e să zic mulțumesc, mulțumesc. Apoi, sper că nu s-au încurcat etichetele. Pentru Luca, momente de magie în fiecare dimineață. Asta am mai zis-o odată, deci cred că a căzut. Da, cred că m-am încurcat un pic în etichete. Și pe... Ia stați un pic. Cred că asta era o etichetă căzută. Știai că Harry Potter are legătură și cu partea de beauty? Ce crezi că ai aici? Nici nu ce să zic, că mi-e frică. Un portfard, ceva pensule, nu știu, nu știu că nu știu, că nu prea am văzut produse de la Harry Potter. Leșin? Pensule. Eu nu am văzut produse de beauty cu Harry Potter, dar voi vedeți cum arată cozile pensulelor? Că sunt în formă de baghetă. Leșin și alta nu. Vai de capul meu. Eu nu, bine, nu că nu înțeleg unde ai găsit astfel de lucruri, pentru că, hei, trăiești în UK. De unde vine Harry Potter? Din UK. Vai de mine, deci nu. Chiar zilele trecute mă gândeam să-mi achiziționez un set de pensule nou. Deci vreau să vă zic că această coadă este dintr-un metal foarte, foarte greu și le face să pară super calitative. Acum sunt foarte curioasă să văd cum funcționează. Vă dați seama că le scot de aici ca să vi le arăt. Doamne, cât sunt de frumoase și de speciale. Asta pare foarte interesantă pentru blending. Vai, deci sunt absolut superbe, superbe. Sper că reușiți să vedeți cât de cât perii. Nu pot, nu, n-ai cum. Deci nu ai cum așa ceva, vă jur că m-au luat toate căldurile. Aceasta este pentru aplicat fardul pe pleoape. Ai, leșin cu Elena. Jeez Louise. Nu mai știu de la ce era bagheta asta, de la ce casă. Încă una super pufoasă aici. Așa arată și coada. Și ultima este pentru blush. Vai, vai. Aceasta este cumva bagheta lui Dumbledore. Nu mai rețin fanii Harry Potter de pe canalul meu să ne zică.
Și asta mi se pare că era de la Viperini, dacă mi-aduc eu bine aminte. Da, mulțumesc. Deci îți spun sincer că m-ai dat gata cu acest set. Deci m-ai dat gata. Avem așa, o pensulă de blending, smudging, nu știu ce înseamnă exact. Eyeshadow brush cosmetic, aceea este pentru aplicarea fardului, contour cosmetic brush și fan cosmetic brush. Sunt baghetele lui Hermione, cap de mort, Dumbledore, hai că am zis bine, Ronald Weasley și Harry Potter. Gata, am lămurit problema. Mulțumesc din suflet. Chiar ai adus așa o bucurie copilului interior cu acest set de pensule. Sunt mirifice. Uai de mine câte emoții mor. Aici, ia să vedem. Știu că soțului tău îi plac cele colorate. N-am găsit, așa că m-am decis către acestea. Sper să-i placă. Uai, te-ai gândit și la el, nu cred. A, eu l-am sărit pe Adi din schemă. Îmi pare rău. A, ce-i plac lui? Șosete îi plac colorate. N-am reușit să văd, nu știu ce e aici. Dar mi-aduc aminte că la evenimentul la care a venit Sandra la noi, atunci când am făcut noi 10 ani de căsătorie și am organizat așa, ca o petrecere, dacă vreți, chiar îmi spunea că ce șosete colorate are soțul tău. Vai, nu cred, deci nu cred. Sigur sunt șosete, da, de la Tommy. Ai nimerit și mărimea. Așa arată cutia. Uite, o altă idee de cadou foarte, foarte bună. Ai, mă, cât de drăguțe sunt. Sper să nu scap niciuna. Cam așa arată. De îndată ce termin de filmat clipul, o să îi le ofer și cu siguranță îți va fi recunoscător, Sandra, pentru că și lui îi dispar șosetele. Nu-i numai ție. Bun. Următorul, foarte drăguț, așa ambalat, auriu. În primul nostru swap ți-am trimis o cremă de la acest brand pe care e inclus-o în favorite. Sper ca și aceasta să fie în favoritele tale. Oare era aia de la Lancome? Nu mai știu. În primul nostru swap, acum 2 ani, 3. A, Elizabeth Arden, da, mi-aduc aminte. Așa arată crema. Hai să vedem pentru ce este. Cred că este o cremă hidratantă. Sigur, este o cremă hidratantă, dar nu-mi dau seama dacă este doar pentru față. Ayuda la piele a alcansar un nivel optimo de hidratación, suavidad y luminosidad en el plazo de 14 a 21 días. Ideea este că ajută pielea să obțină un nivel optim de hidratare, suavidad. Suavitate nu prea sună bine, dar probabil ceva finețe în sensul acesta și luminozitate din ziua 14-a până în ziua 21. Sper că am tradus bine și că nu mă lasă memoria în ceea ce privește limba mea spaniolă, să mă corecteze Milana, că ea e mai pricepută. Cred că totuși este o cremă pentru corp. Dacă e să mă întrebați pe mine, ce ambalaj frumos. Visible Difference scrie aici, Refining Moisture Cream Complex. Hai să vedem cum miroase. Vai, ce grasă e, nu pot să cred. Asta este ca acea bezea care trebuie să stea. Așa testez bezeaua să vezi dacă e bine. Eu, vorbește bucătărea asta din mine, dar din ce știu și ce am văzut și eu pe la Jamie Oliver, bezeaua se testează în momentul în care întorci castronul și nu curge. Fix așa e crema asta. Deci fix așa. Foarte grasă. O să dau un pic pe mână, că sunt... Vai, deci zici că e unt. Vai! Și am pus cam multă pentru că este foarte grasă, dar nu-i nimic, o distribuim. Are un miros foarte interesant, îmi aduce aminte de ceva. Cumva ierbos, dacă vreți, un miros așa de iarbă proaspăt tăiată, dar este foarte, foarte hidratantă. Asta la schi va merge cu mine și acum sunt toată unsuroasă pe degete și am pus mâna pe borcan. I'm so sorry, dar o să-l șterg. Mulțumesc tare mult! Cu siguranță ajunge și am favorit. Ba, se absorbe! Se absorbe repede, repede, repede! Și cu toate astea lasă pielea super, super hidratată. Vai, sunt super încântată! Ah, problema este că... Ba nu, eticheta asta e de la Coletul Mare. Nu vreau să mai ratez etichete. Știu că îți doreai, așa că ți-am cumpărat. Pentru nopți liniștite și friguroase. Șosete? Eu întotdeauna îmi doresc șosete.
Șosete? Nu știu. Dacă se poartă noaptea, eu cum oricum dorm ca o mămâiță. Șosete. Șosete pufoase. Mi-a trimis și Milana. Mi-a trimis și Sandra. Vedeți cât de bine ne cunoaștem. Ambele fete știau că îmi doresc șosete. An original penguin scrie aici by Munsingwear. Nu știu, n-am auzit de brand, dar are aici un pinguin brodat foarte, foarte frumos. Mulțumesc din suflet, într-adevăr, ca și Milana, ai nimerit materialul care mi-a plăcut mie foarte mult atunci când am primit șosețelele de la Sabinuța. Cred că mai am acest colet și după aceea urmează coletul mare auriu de care ne-a spus mai devreme. Ah, stați că am mai văzut ceva dulce. Tot de la Cadbury, iuhu, ce bucurie! Avem o ciocolată albă cu ciocolată cu lapte. Așa arată, iar am înghițit în sec, să-mi fie cu iertare. Și niște snowballs, care arată cam așa. Vai, ce încântare pe noi! Ultimul colet înainte de cel mare zice așa, un set drăguț pentru iarnă. Sunt sigură că ai auzit de el, este foarte cunoscut în UK. Hai să vedem ce este iarăși cunoscut în UK. Un set. Ce ar putea să fie? Nu-mi dau seama. No. Doesn't ring a bell. Sorry. Și mai întâi cred că-l vedeți voi. Ted Baker! Eu am un scoci. Am de la ei niște produse de îmbrăcăminte. Am un tricou și un compleu creat cumva special pentru călătorile cu avionul. Sigur l-ați mai văzut voi în clipurile mele. Dar hai să vedem ce avem în acest set. Wow! Am murit și am înviat. Vai de capul meu, deci este superb. Superb de oferit cadou. Superb. Superb. Hai să vedem. Vai cum miroase. Deci, acest set va fi inclus în clipul cu idei de cadouri, care, după planurile mele, ar trebui să intre mâine, să văd și cum îmi ies planurile. O să-l caut la noi, pentru că nu aveți idee cât de bine poate să miroasă. În primul rând, băi, nu cred că are trandafir. Este cu trandafir și casis, nu mai rețin exact ce semnifică, o să las scris pe ecran. Aici avem un săpun care cred că este un refill, un produs pe care îl punem într-un recipient gol. Apoi, vai, cât sunt de frumoase, avem un săpun de mâini. Superb, superb. Trebuie să desfac să simt mai bine aroma lor, pentru că miros efectiv a parfum scump. Superb. Și nu se simte trandafirul absolut deloc. Absolut deloc. Și aici avem o loțiune pentru mâini în aceeași aromă și probabil refill-ul este pentru momentul în care se termină săpunul și apoi vărsăm conținutul plicului în recipientul acesta. Doamne, nu, astea trebuie să le pun frumos înapoi ca să vi le prezint și în clipul cu idei de cadouri. Cine știe, poate cineva nu vede, acest clip este absolut minunat. Și cred că pot să îndepărtez cutia de lângă mine. Și hai să vedem ce este în acest colet mare, auriu. Știu că îți place să testezi produse noi de make-up. Ți-am luat ceva interesant de testat. Muhaha. Poate faci un clip separat cu make-up folosind produsele gând la gând cu bucurie. Hai că-s curioasă. Ce make-up? La ce s-o fi gândit Sandra? Și ce-ar vrea Sandra să testez eu? Number 7. Deci de asta a spus ea că să folosim produsele de mai devreme împreună cu setul de aici. Hai să vedem ce avem în set. Pentru că, da, cu siguranță, vom putea realiza un make-up complet. Doamne, doamne, Sandra, ai fost mult prea generoasă. Ok, hai să, nu știu, îl desfac cumva. Ca să descoperim ce se află în aceste sertărașe. O să-l pun jos lângă mine, dar vă arăt tot, promit. În primul sertar, care se prezintă cam așa, avem
Avem. Mai multe produse. Wow! 4 mai exact. Doamne! Stați că trebuie să le iau rând pe rând. 2 pensule. Aceasta de aici. Și să știți că e foarte bine că au coada un picuț mai scurtă, pentru că le poți lua foarte ușor în bagaj. Apoi, astea ce sunt? Ce drăguț! Liquid eyeshadow! Îmi doream foarte mult să-mi iau și eu niște astfel de produse, pentru că am văzut că sunt din ce în ce mai la modă. Nu scăpa nimic, Diana, te rog. Avem Mercury Sunshine și este unul auriu. Sper că reușiți să-l vedeți. Hai să-l pun un pic pe mână, pentru că oricum... N-ai cum! Sunt super curioasă să le testez și se vor potrivi la fix cu un machiaj de Crăciun. Și al doilea are nuanța Saturn Shimmer, deci sunt denumite după planete. Acesta este argintiu. Vai! Superbe! Superbe! Sper că reușiți să le vedeți acolo în toată splendoarea lor. Ok. Certarul numărul 2. Că nu știu ce să mai zic efectiv. Se prezintă așa. Nevermind. Și aici avem mai multe produse. Le pun jos. Sper să nu ratez nimic. Tot 4. Ok. Cu ce să începem? Hai să începem cu ăsta. Nu-mi dau seama ce este. Un lip liner. Starry Night se numește nuanța. Hai să vedem. E perfectă pentru mine. Este perfectă într-un nude roze. Creionul este foarte cremos și el. Și abia așteaptă să fie testat. Apoi, ce avem aici? Un creion pentru ochi în nuanța Galactic Gold. Așa arată produsul. Wow! La faza asta am fost Sabinuța Rusescu. Ea are reacțiile astea. Wow! Așa arată. Într-un auriu foarte frumos și să știți că destul de cu minte, adică nu este auriul acela foarte galben. Apoi, avem o palețică aici. Ce nuanțe frumoase! Nuanțele care îmi plac mie. Cum se numește paleta? Nu știu. Ba nu. Avem doar nuanțele. From left to right. Avem așa, Aurora Shine. Sper că nu avem oglindă aici. Aurora Shine. A doua, aceasta este Star. Apoi Nova Shine și Beyond. Nu știu exact cum se numește paleta. Hai să facem așa un mic swatch. O să luăm maroul acesta, care mi se pare a fi o nuanță foarte, foarte bună pentru blending sau nu, ca și bază, dacă vreți. Cam așa arată. Și hai să luăm și o nuanță sclipicioasă, pentru că de ce nu? Vai! Este un cupru absolut divin. Deci divin. Foarte pigmentat acesta din urmă. Nuanța aceea mată mai puțin, dar așa cum vă ziceam, poate fi folosită cu succes ca și nuanță de bază. Și mai avem o paletă, aceasta de aici, care este un limited edition highlighter. Să știți că și aceasta este limited edition, așa că dacă stați în UK și vă interesează acest set, cred că este un set scos sau lansat acum cu ocazia Crăciunului. Deci toată paleta asta este un highlighter. Toată! Vai! Și cu oglinda aici, care este foarte bună de altfel. Și să știți că observ că îmi lucește fața, este de la Ring Light. Unde să-l mai pun și pe el? Nu știu. What? Say what? Vai. Vai, este aici pus pe undeva. Vă arăt bine? Da, aici. Deci mi-a rămas și pe deget, dacă vă vine să credeți. Vai. Cu acest highlighter trebuie lucrat cu foarte mare grijă. Și ultimul sertăraș de aici, să vedem ce ascunde. Deci nu. Un produs. Al doilea produs. Al treilea, nu vreau să mă uit foarte atentă la ele. Al patrulea.
Deci fiecare sertar a avut câte 4 produse, au fost 3 sertare, deci 12 produse doar în acest set. Sandra, ești razna. Aici ce avem? A, un produs pentru buze Lip Glaze în nuanța Heavenly. Așa arată. Ia să vedem. Nu știu unde să-l mai pun și pe el. Habar n-am. Îl pun pe aici. Vai, ce nuanță frumoasă. Este exact un nude, dacă vreți. Inițial am vrut să zic un nude roze, dar nu. Mi se pare că bate mai mult spre nude. Foarte, foarte frumos. Apoi, tot ceva pentru buze în nuanța Luna și vai câți clipici are această nuanță. Este clar un set creat pentru un machiaj festiv. N-au miros, în caz că interesa pe careva. Vai. Sunt plină de clipici pe mână. Aici este nuanța glosului. Ce-mi place, Doamne, deci... Voi vă imaginați cumva culorile astea puse pe fața mea? Abia le aștept. Come to mama. Aici nu știu ce avem. Habar n-am. Nu. Ok. Este un glitter. E bine că este un pic presat cât să vi-l pot arăta. Este un glitter, genul ăla de glitter, care zic eu că se pune la ochi prin tapotare. Doamne, ce reacții! Jur că am niște reacții, sunt foarte încântată. Unde să-l pun? Hai că l-am pus aici în continuarea highlighterului. Aici este exact porțiunea asta mică. Wow! Nici nu știu ce make-up voi realiza, pentru că toate sunt superbe, dar îmi imaginez că nu le putem folosi pe toate într-un singur make-up, dar cu siguranță va fi unul festiv cu atât de mulți clipici. Și ultimul produs, cred că este un ruj, la cum arată, da, Lipstick Starry Nights se numește, vai! Deci nu știam că cei de la Number 7 au produse atât de frumoase. Te-ai gândit foarte bine, Sandra. Vai. Culoarea mea preferată. Genul meu de culoare care îmi place să o port pe buze. Super frumoasă. Nu știu, nu mai am cuvinte. Îți mulțumesc din suflet. Ai fost mult prea generoasă cu acest cadou pe care mi l-ai făcut și îți doresc ca toată bucuria pe care o simt în momentul ăsta să ți se întoarcă în zecit și în sutit și în miit. Și pe lângă toate aceste cadouri, îmi doresc să îmi rămâi alături mulți ani de acum încolo și îmi doresc ca și peste, nu știu, 30-40 de ani să vii aici, să fii aici în România și să-mi zici, hai, fea, vii la Buzău să bem o cafea. Este adorabilă. Sandra are un simț al umorului foarte, foarte bine dezvoltat. Nu știu cât lasă ea să se vadă pe YouTube, dar vă garantez că în viața de zi cu zi este un om alături de care te distrezi 100%. Dacă ești supărat, imediat Sandra vine și rezolvă problema. Mai spune o glumă, mai te ia la un dans, deci este o fată foarte de viață și abia aștept să, nu știu, dacă drumurile o poartă înapoi în România, abia aștept să o am și să o avem noi toate fetele mai aproape de noi. Buzăul practic este la o aruncătură de băți de București și cu siguranță ne-am putea vedea mult mai des. Mulțumesc din inimă, mulțumesc și vouă că ați ajuns până aici cu vizionarea și abia aștept să ne revedem mâine. Sper din suflet să-mi iasă planul și să ne vedem cu clipul legat de idei de cadouri pentru acest sezon. Ho, 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 Merry Christmas, că la mine a venit deja!